Port Mariupol a devenit acum un oraș fantomă. Un consilier al primarului din Mariupol a declarat că oficialii cred că cel puțin 22.000 de locuitori au fost uciși în cele trei luni de război. Cel puțin 22.000 de, de oameni și-au pierdut viața până acum de la începutul războiului provocat de Rusia. Petru Andriushenko, care a fugit în teritoriul controlat de Ucraina, a declarat că cifra se bazează pe numeroasele contacte pe care el și alți oficiali ai primăriei continuă să le aibă cu oficialii blocați în interior, dar a spus că el crede că cifra reală ar putea fi mult mai mare. Andriushenko a spus că oficialii ruși au insistat ca trupurile revendicate să fie aduse la o morgă și că o persoană care revendică un cadavru trebuie să fie de acord să înregistreze o înregistrare video în care solicitantul îl spune că persoana decedată a fost ucisă de armata ucraineană. El a mai spus că locuitorii nu se pot deplasa liber fiind necesare permise speciale pentru orice mișcare în interiorul orașului. Pe baza informațiilor adunate din rețeaua sa de surse, Andriushenko a declarat că Mariupol a fost aruncat înapoi în evul mediu. Mariupol a fost în centrul unei bătălii feroce de luni de zile între forțele guvernamentale ucrainene și soldații ruși și luptătorii proruși. A căzut oficial în mâinile forțelor ruse vineri, când ultimul grup de luptători de la oțelăria Azovstal s-a predat.